Hello, nu prea am avut timp să vorbim astăzi pentru că, în primul rând, e foarte cald. În al doilea rând, am făcut curat cam toată ziua și acum o să întorc camera și o să vă arăt că facem bagaje. Pentru că, ce credeți, plecăm din nou la mare. Și, până mami, și ei este foarte cald. Deci, da, sperăm să nu ne topim aici. Da, să nu vă speriați acum când o să întorc camera. Dar ziceam să nu vă speriați, da? Acolo e bagajul ei. Mai am să-i aranjez chestii și aici e al nostru și nu știu dacă am apucat să vă arăt că și-a luat Răzvan niște pantaloni din H&M. Îmi place mult imprimeul la ei, din ăștia de baie. Ăsta e super drăguț și i-a mai luat și pe ea. Nu-i mai desfac pentru că e o singură culoare, nu mai au ceva în plus. Și am mai luat și prosoapele astea din Pepco. Știți că ziceam că n-am mai apucat să vă arăt ce am mai cumpărat din Pepco. Pe ăsta scrie Beach Please și pe celălalt nu scrie nimic, e așa cu imprimeu mai floral. Mi-au plăcut mult, cred că au fost 15 lei și aveam nevoie de niște prosoape noi de plajă și le-am luat pe astea. Iar restul, da, sunt haine și chestii care deja le-am pus pentru mine, trebuie să aranjez ea mai frumos. Și dulciuri pentru Răzvan, pentru că eu, da, sunt la acest program de slăbit. Iar aici am chestii pentru bebelină, dar mai am unele de luat, pentru că l-a uscat și după aia o să vedem pe la ce rămânem, practic. Și da. Cam asta facem azi. Mi-am făcut baie de asta în tăpărul, în acest mod minunat. L-am lăsat așa la uscat pentru că la noi sunt 30 de grade doar în casă. Este extraordinar de cald. Și am zis că sigur se usucă așa de la sine, înțeles. Și ia uitați ce de rafturi goale, pentru că așa e când pleci de acasă, zici că e toată casa după tine. Deci, hai să continuăm cu bagajele, zic. Pleoaș, tare fain cu tricou și fustiță și mai are și o din asta pentru cap, nu mai știu cum îi zice, banderolă sau nu mai știu cum îi zicea, tot așa cu un trandafir aici. Ăsta l-am primit, nu l-a purtat până acum, dar e mărimea de acum, deci trebuie să îl dau și pe ea, așa că îl luăm acolo, poate apucă să-l îmbrace. Da, îmi pare rău. Și hai să le bag și pe astea la loc. Era să uit că tot din Pepco i-am luat și pălăriuța asta, care e tare, tare drăguță. Numai că îmi pare rău că n-are șnur pe aici. I-a luat mami niște, nu știu cum se mai numesc acum, nu mai vin. Vi le-am arătat mai înainte și alea au și o să-i stea așa pe gât, dar asta nu are, dar sper să o țin acolo, cât de cât. Bun, și o să-i punem și pe asta la bagaj, dar nu non-des aici, în roller. Între timp, ghiciți ce mi-a ajuns. Ca să mai am de lucru, nu de alta. Dar ce mare e!
Am vorbit. Bun. Deci o să-i dau sonor. Dar îmi place mult că e mare și îmi place că a venit în pungă din asta care poate fi folosită. Dar e chiar super mare. Adică mă așteptam să fie una micuță cu care n-am ce să fac. Dar e foarte mișto geanta asta nouă. Vai, genial. Deci are și spațiul de pensule. Super. Super. Deci este perfect. Și aici. În caz că nu v-ați dat seama, e geanta care va fi în nou program de sponsor. Dar cred că o să vedeți mai repede unboxing-ul decât daily vlog-ul. Dar vă zic așa ca idee. Și aici văd că mai are și o baretă, are și carton pe care o să-l scot. Pentru că eu o să o folosesc. Și în interior mai are un porfard, mai are o baretă și mai are spații pentru pensule. Super! Deci e de vis. Și n-am mai apucat să închei, că deja a dormit pe Belina. Așa că cel mai probabil o să ne mai auzim când plecăm, pentru că până acum n-am apucat decât să filmez comanda și cam atât.
ca sigur a vizit foarte multe lacte cu butelina, care este surprinderea mea foarte simplică, chiar și acum doarme. Suntem aici cu mama și cu părinții mei și astăzi n-am apucat decât să beau cafea, am luat și butelina ca pe mine, am luat de vreme, am postat ambuțiul în culina de pe plajă, am apucat să editez. Deci te-am văzut mai târziu, sper să pot să fac și prezentarea doamnei deci sunt vrea să vă faceți curățenie până de îndoarce, vreau să fiți să vă arăt și trebuie să puteți două zile maxim dacă puc, pentru că nu putem să vă arăt mai multe de afară de plajă și de locuri și cum arată. Neața, astăzi plecăm foarte repede, au trecut zilele astea și am zis să fac repede așa turul camerei, care acum nu mai arată deloc cum arăta la început. Hai să fac un pic de ordine, zic, dacă tot vi-l arăt și vă arăt și să iau astea de aici. Mai avem să strângem câteva lucrușoare, dar în mare parte am strâns, pentru că nu vreți să știți ce era aici. Bun, și întorc camera și merg să vă arăt de la început. Treceți peste dezordine. Aici e dulăpiorul. Hai să-l iau așa. Deci aici ne-am ținut noi hainele. E ok pentru două persoane, nu e rău. Are două rafturi și un pic de spațiu pentru umerașe și acolo jos are niște pilote. Și aici am avut doar un halat. Mi-aș fi dorit să avem și papucii de casă. Am uitat să vă zic că noi suntem cazați la Hotel Meduza, în complexul din Steaua de Mare din Euforie Nord. Și e de 3 stele. Și cam așa arată și patul, care, da, e mult mai dezordonat decât era. Am luat căruțul cu noi, am luat, da, fierbătorul, sterilizatorul și toate cele. Aici e un colț mai micut cu fotoliu și am pus 50.000 de genți pe care le-am luat, dar vă zic că a fost plin, partea asta a fost plină. Priveliștea, cam asta e, bine, e, spun oricum că e așa, nu mai găsesc acum termenul, o privire, nu știu cum, spre mare, adică nu, parțială, gata, am găsit cuvântul. Deci, da, și se vede că e parțială. Și cam asta, am avut și frigider, am făcut bagajele, aici e bagajul bebelinei și până vine Răzvan, poate apuc să vă arăt ce i-am luat. I-am luat un costumaș tare drăguț, tradițional, așa, din...
Weichenmarschil Târg sau cum îi spune, unde știți voi, unde stau cu hăinuțe, cu chestii de mare, cu jucării de copii. Erau foarte multe I aici la noi, foarte multe modele și la prețuri foarte ok, adică erau și perechi de pantaloni cu 10 lei, mă dați seama, deci niște prețuri wow. Zici că eram la turci, sincer, adică eu una așa m-am simțit când am văzut atâtea chestii expuse. De obicei, oricum, nu prea merg să iau chestii, dar hai să vă arăt costumașul. Deci îmi place de mor. Și scria acolo că sunt lucrate în România și e tare, tare frumos. Deci am luat ea aceasta și cu fustița și mai are și o curelușă care se pune în talie. Dar avea ce să îmbrăc, îmi place mult costumașul ăsta. Și în principiu cred că ne mai auzim acasă, să tragem concluzii, să vă spun cum a fost. Am fost pe All Inclusive, nu știu dacă am apucat să vă spun, și da, am pus și un plasture pentru care o chestie care zgârie foarte tare și din păcate am reușit să o zgârie pe Bevelina și ne-am pus toți câte un plasture pentru că am venit și cu ai mei și cu nașii și da, toți eram cu plasturi și toată lumea ne întreba de ce avem un plasture acolo. Dar zgârie foarte rău brățara și bine că am luat plastru la noi. Și nu știu, v-am zis, cred că concluziile le tragem acasă. N-am apucat să filmez foarte mult. Am preferat mai mult să stau pe relax, ceea ce nu s-a întâmplat. Acum nu mai vedeți. Pentru că Bebelina a fost tare, tare agitată. Probabil a fost, știți cum se zice, de ochiată. Dar nu știu să vă explic de ce a fost foarte agitată și... Cam la asta se rezumă. La plajă a fost foarte ok. Ieri și alaltele au fost niște valuri destul de mari. Dar în a doua zi a fost super. A fost apa foarte ok. Și mă apuc să strâng și restul și să mergem la cafea pentru că sunt moartă de somn. Așa, era să voi să vă arăt și baia. Care e destul de micuță. Dar a fost ok. Tati! Bună! Și am promis că tragem concluziile acasă. Așa că am ajuns, am făcut o baie, ne-am despachetat, instalat, cum vreți voi să-i spuneți, am băgat toate cele la spălat, nu putem să spălăm pentru că este sărbătoare și da, nu vreți să știți cum arată mormanul de haine. Da, mami, da, e bine ca asta. Și în principiu a fost fain, adică am fost la All Inclusive, ceea ce a fost bine, dar... Noi am fost la Hotel Meduza, nu știu dacă am apucat să vă spun, e de 3 stele și în tot complexul sunt 3 hoteluri, parcă celelalte sunt de 4 stele, dar nu mi-a plăcut că n-au schimbat lingeria deloc în cele 6 zile cât am stat acolo și mie așa mi se părea normal, la All Inclusive, acum nu știu cum se procedează în alte părți, nu știu, sunt multe chestii care nu mi-au plăcut și n-aș vrea să fac o reclamă proastă. Dar, de exemplu, nu aveam șezlonguri tot timpul, adică erau foarte, foarte aglomerați și găseam undeva la niște umbreluțe destul de mici și cu fata chiar nu aveam cum să stăm acolo și trebuia să așteptăm să vedem cine pleacă ca să găsim un loc, adică nu mă așteptam să fie atât de aglomerat. Parcare, exact aceeași idee, trebuia să așteptăm ca cineva să plece ca să găsim un loc de parcare, deși ei spun că parcarea e inclusă. E o parcare de mama focului, ca să nu zicem așa. Altfel, nu știu ce să vă zic, că mi-a plăcut, sincer. Da. Cu liftul era groaznic, sunt doar 2 lifturi și mai tot timpul urcam pe scări sau coboram pe scări pentru că tot timpul era foarte aglomerat și, mă rog, la ora mesei, că toată lumea venea la ora mesei la hotel, evident. Noroțel, mama! Și da, cu căruțul a fost minunat. A fost o experiență super. Mâncarea a fost foarte ok. Deci mâncarea a fost foarte bună și aveați o grămadă de unde alege. Foarte ok mâncarea.
și ciorbițe aveau mai multe tipuri și tot felul de mâncăruri, deci la mâncare chiar nu am ce să le reproșez. Dacă aș mai repeta experiența, dacă mă întrebați, nu, în niciun caz n-aș mai repeta experiența, cel puțin nu în eforie. La anul ne gândim să mergem la Bulgari, pentru că e fata destul de micuță și n-aș vrea să merg foarte departe cu ea. Și probabil pe viitor, în Grecia, Turcia, pe acolo, să vedem cum se face și ea un pic mai măricică. Dar aici, în niciun caz, nu vom mai merge cu bilete și cu all-inclusiv, pentru că nu. N-am fost mulțumiți, adică avem așteptări mult mai mari față de ce a fost. Aveau și o piscină, dar locuri acolo, în niciun caz, probabil să mă trezesc pe la 5 dimineața ca să pe într-un loc pe acolo. Deci eu e exclus, așa că, nu știu, a fost prea aglomerat. Nu mă așteptam în toată pandemia asta să fie în halul ăsta de aglomerat, deci da. Și dacă vă întrebați cum Dumnezeu mi-a făcut chestia asta, nici eu nu știu cum de mi-a ieșit. De mulți ani vreau să-mi fac așa ceva în cap. Mai bine mi-a ieșit pe partea asta, după cum se vede. Și niciodată n-am reușit și uite că am reușit acum. Dar nu știu cum. În fine. Vă las, închei seria asta de vlog acum și da, vă pupăm. A, și cineva nu o să se mai epileze de veci cu ceară. Veci. Dacă știam că sunt, nu știu, atât de sensibilă, nu făceam greșeala asta never. Urați-mi succes să scap de treaba asta. Mi-am luat niște bio oil și da, am văzut că este și pentru depigmentare. Deși nu știu cum să o numesc. Așa că sper să scăpăm. Culmea e că și mami a pățit la fel și mi-a spus că ea când era tânără și se făcea singură nu pățea așa ceva, deci habar n-am de la ce Dumnezeu să fie, dar never nu mai fac asta. E bună, mami? E bună? E bună, mami? Are gândul? E bună, mama? Ce bună e? Da, mama. Monica-le și tu pe ele. Și tu pe ele. Da, papa-le și tu pe ele. Ce fabă, tati? Ce fabă, mă? De ce, mă? De ce, mă? Ești făță, mă, de ce? Ce?